Primul șantier din țară, care va fi monitorizat cu ajutorul dronelor, va fi șantierul drumului de centură de la Tecuci, a anunțat prim vicepremierul Sorin Grindeanu, după o întâlnire avută la Galați cu reprezentanții instituțiilor din subordinea Ministerului Transporturilor. Proiectul drumului de centură de la Tecuci, în lungime de doar 7 km, s-a făcut remarcat prin succesiunea de eșecuri pe care le-a înregistrat de-a lungul timpului. Am aflat o chestiune de cartea recordurilor. Recunosc că n-am știut că de 13 ani se lucrează la centura de la Tecuci și am înțeles că e un record absolut. Mi-au comunicat și vă spun lucrul ăsta, fiindcă tocmai vreau să fac public, ca să se știe public acest lucru, că în mai este termen de finalizare. I-am informat la rândul meu pe centura de la Tecuci, i-am informat la rândul meu că pe proiectul pe care l-am anunțat, acela de a urmări șantierele din țară cu drone direct, primul proiect pe care o să-l urmăresc și o să vedem live pe site-ul Ministerului o să fie acesta. Pentru că asta este ceva de domeniul incredibilului, ca de 13 ani să se lucreze. Zici că a fost centura Parisului, nu centura de la Tecuci, și de 13 ani să se lucreze la acest proiect. Până în prezent, din cauza proastei gestionări a proiectului drumului de centură de la Tecuci, au fost reziliate un contract de finanțare europeană și două contracte de execuție. În luna aprilie 2021, CNAIR a anunțat semnarea unui nou contract în valoare de peste 41 de milioane de lei cu un al treilea constructor. În luna mai a fost emis ordinul de începere a lucrărilor, termenul de finalizare fiind de un an de zile.